Checherul s-a întors la FCSB înaintea derbiului cu Dinamo. Checherul va fi cel mai bine plătit fotbalist de la FCSB. FCSB s-a inspirat din benzile desenate ca să-l prezinte pe Checherul. Atacantul revine la FCSB după 6 ani. E clar că e un moment special, mai ales că în momentul în care am plecat de la echipa am simțit că am lăsat niște lucruri neterminate. Checherul a semnat pe un an și va primi 300.000 de euro pe sezon. Pentru FCSB urmează derbiul cu Dinamo. E clar, am înscris primul meu gol în partida cu Dinamo, ar fi excepțional să se repete. FCSB l-a adus pe Checherul, dar i-a pierdut pe Tănase și Coman. Ambii sunt accidentați. Din cauza accidentării de la Cluj, Tănase ratează și meciurile naționalei. Pe lângă Checherul, părerea mea este că FCSB-ul mai trebuie să-și ia cel puțin 4 jucători cu experiență. Eu cred că echipa, în ansamblu ei, ar avea nevoie de un psiholog, pentru că cred că e o problemă și psihică la jucători. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.